Delia Matache, în vacanță cu părinții. Unde i-a dus pe mama și tatăl său, de Paște. Delia, una dintre cele mai îndrăgite cântărețe de la noi din țară, a plecat într-o vacanță de vis alături de familia sa. Vedeta i-a luat pe ambii părinți și i-a dus într-un loc ideal, unde mulți români își doresc să ajungă. Ce destinație a ales Delia pentru vacanța cu familia? Delia Matache este o iubitoare a vacanțelor, iar toată lumea a observat acest lucru. În fiecare lună alege o nouă destinație inedită, iar de-a lungul timpului a avut parte de experiențe de neuitat. De data aceasta, înainte de sărbătorile Pascale, a decis să plece în Italia alături de părinții ei cu toate că tatăl de lii a decis să se călugărească la vârsta de 40 de ani și a locuit la una dintre mănăstirile de la muntele Atos, cântăreața are o relație apropiată cu cei care i-au dat viață, astfel că apreciază fiecare moment petrecut împreună. Nu este pentru prima dată când merg într-o vacanță împreună, deoarece ei au văzut numeroase destinații inedite. Pe rețelele de socializare Delia a povestit pentru fanii săi că a decis să meargă alături de părinți în Como, Italia, timp de câteva zile. Cântăreața a decis să petreacă Paștele într-un mod unic, în peninsulă, alături de persoanele cele mai dragi ale ei. Totodată, a publicat și numeroase fotografii alături de cei doi pe conturile sociale. Tatăl Deliei Matache a fost călugăr timp de 20 de ani. Tatăl Delii Matachei și-a schimbat viața radical în urmă cu mai mulți ani. Deși nu a fost apropiat de Dumnezeu, o întâlnire cu un preot român i-a schimbat tot parcursul din acel moment. A decis să se călugărească și să meargă pe muntele Atos, acolo unde a stat timp de 20 de ani. A trăit în credință și rugăciune, dorindu-și ca și fiicele sale să-i urmeze exemplul, acela de a avea o relație apropiată cu Divinitatea. În anul 2018 s-a reîntors acasă, la viața de familie, după ce a avut mai multe probleme de sănătate.